Astăzi, cu Doamne ajută, facem o cruce mare, așa că sunt azi de luni. Deschidem șantierul pentru ruta alternativă Botoșan-Suceava. Așa a început primarul orașului Ion Lungu prezentarea la fața locului a proiectului prin care se speră descongestionarea traficului rutier din zona hipermarketurilor din cartierul Burdujeni, acolo unde zilnic circulația autovehiculelor se gâtuie zilnic ore bune, transformând astfel într-un coșmar drumurile înspre și dinspre Botoșani. Termenul de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, dar constructorul a promis că dacă există finanțarea necesară, șantierul ar putea fi finalizat chiar mai repede. Uitați, aici este aprobarea la bancă, deci podul are asigurată finanțarea în totalitate pe un credit luat de primărie, ca să aveți un motiv suplimentar să lucrați foarte mult, repede și de calitate. Deci el costă la 5 milioane de lei, 50 miliarde de lei vechi, 1 milion și ceva de euro. Și, așa cum am spus, ne dorim în acest an, constructorul a spus că dacă sunt bani asigurați și sunt bani asigurați, dacă ne permite vremea, să putem contura podul în anul 2019. Odată finalizată, cea de-a treia cale rutieră de traversare a râului Suceava de pe raza capitalei județului va primi numele de podul Unirii, licitația și contractul de realizare ale acestuia fiind făcute pe parcursul anului trecut, când s-a marcat împlinirea 100 de ani de la Marea Unire. Sigur, o simulare pe calculator, așa cum se poate observa aici, cam așa arăta podul, are două culei și trei stâlpi, 1, 2, 3, 3 pile, 1, 2, 3 pile, două sunt în apă, una este în afara apei, două culei, aici este o simulare cum se iese spre strada apeductului, deci de acolo încoace, cum se ramifică spre strada apeductului, sigur este o simulare, noi ne dorim și vreau să cred că va arăta mai bine în realitate. La fel, așa cum se știe, noi dezvoltăm aici o zonă de agrement. Și acel proiectant care a făcut acea simulare pe calculator a pus aici și o bărcuță de agrement. Eu sper să avem noroc, să ne ajute vremea, constructorul să face treabă și un lucru foarte important, finanțarea fiind asigurată, să terminăm cât mai repede acest pod, care este vital pentru municipiul Suceava. Ceea ce vă spuneam, că avem tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3 să mergem înapoi pe Mirăuț. Sigur că mai este câte un pădez lărgit, sunt încă lucruri de lucrat, nu se pune problema, dar să putem construi mai departe încă un ax principal, dacă se poate spune așa, de circulație al orașului. Viitorul pod va avea o lungime de 104,4 metri carosabil, o lățime totală de 11,20 metri și câte 1,5 metri de trotuar de o parte și de alta. Construcția lui va fi urmată de realizarea și a unui drum cu o lungime de 4 km, viitoarea rută alternativă Suceava-Botoșani. Prima parte a acesteia, cuprinsă între strada Traian Vuia și până la pod, dorindu-se a fi demarată tot pe parcursul acestui an. Cam asta este mare parte de ceea ce am vrut să vă spunem astăzi. Lucrările încep azi. Eu sper ca lucrurile să evolueze foarte repede în perioada următoare. Din ceea ce îmi dau seama, este o firmă cu potență, au dus oameni, utilaje. Sper că, și le-am spus cum e dimineața la prima oră, voi fi din nou aici, sper să nu dispară utilajele, dar și nu, firma este firmă serioasă, repet, dar noi ne-am mai fi de atâtea ori că trebuie să suflăm și ne aurt.